Alo, salut, sunt eu, Hadu. Am auzit o mișcare pe acolo. Posibil să fie o căprioară după zgomot. Iată la piciorul meu câteva excremente. Semn că a trecut pe aici. Zarză. Iată că ursul mănâncă și iarbă. Iată că efectul secetei a condus ca acest animal să aleagă alte teritorii, și anume acele lângă oameni, grădini, gospodării, unde găsește o sursă de hrană. Foarte uscată iarbă. Niciodată când plecați într-o drumeție, să nu lăsați mâncarea neizolată, pentru că ursul are un miros atât de dezvoltat încât poate simți chiar de la 2 km mirosul de mâncare. Deci, practic, dacă aveți mere, carne, încercați să le izolați termic, pentru că aceste alimente degajă un miros și atunci îl atrageți cu siguranță lângă dumneavoastră. Un alt lucru interesant este că omul nu reprezintă hrană pentru urs. Pe el practic îl interesează ce avem noi în rucsac, și anume ceea ce v-am zis mai devreme, alimente care degajă un miros plăcut, cum ar fi fructe sau carne în general. Este un animal foarte răzbunător din momentul în care este iritat sau rănit, deci mare atenție domeniul vânătoare. Și cred că cel mai eficient este folosirea unui spray contra urși, care îl face să nu mai aibă miros și vedere din momentul în care îl folosim. Așadar, de aceea e bine să avem un spray la noi.